mine, îmi taie fața cu mașina de fițe, îmi ia locul de parcare, se dă jos și îmi trântește chestia asta care nu are nicio logică. Dar era bună tipa? Zi, Dobro, ajută-mă. Freud a făcut analiză 30 de ani să-și dea seama ce vor femeile. 30 de ani, nu s-a nuntit. Da, dar măcar ești. Mai zi-mi o dată exact ce ți-a zis, dar exact, cuvânt cu cuvânt. Mi-a zis așa. În jungla orașului, toate pisicile sunt negre. Miau. Miau? Miau? A zis miau? Miau. Nu e clar? A vrut să te agață. Dar era bună tipa? Și cum ți-ai dat tu seama? Miau, PC, Catwoman. Sexy. Dar tu cum te-ai simțit când ți-a vorbit tipa? Confuz. Confuz? Interesant. Interesant. În jungla orașului toate pisicile sunt negre. Miau. Miau. Eu sunt total confuz. Tu ești anuntit la psihologie? Interesant. Asta e tot ce pot. O, știi că Freud a zis că timpul petrecut cu pisicile nu e niciodată timp pierdut? Dacă tipa vrea să facă o metaforă la timpul câștigat cu ea. Bă, dar și tu? Cum să ți se pară sexy așa ceva? Adică gagica a fost foarte nesimțită. Da, dar fii atent. Ea a parcat în locul tău cu tupeu. Vână, frate. Adică, miau. Miau. Înțelegi? Sunt bărbați pentru care o femeie puternică poate fi foarte miau. Dar era bună tipa? Dobro, în jungla orașului toate pisicile sunt negre. Miau. Da, da, chiar așa. În subconștient, ție ți era teamă că poate exista o femeie mai puternică decât tine. Auzi? Tu cum te înțelegi cu mama? Păi stai puțin. Noi ce facem aici? Tu mă analizezi pe mine acum sau încercăm să ne dăm cu toții seama. Ce a vrut să spună femeia asta? Mai am o singură întrebare. Tipa era bună? Știm ce vor femeile. În fiecare luni seara de la ora 22 în jungla orașului pe Diva Universal.